ziua internațională a agenților, deci nu a jantelor. Aia o sărbătorim mai prin noiembrie. Aia e pentru bărbați. Mai acolo când ajungem. Da. Acum suntem pe genți și pe poșete, un loc în care noi bărbații nu prea intrăm prea des și e foarte bine. Deci nu recomand. Să nu deschizi. Dacă nu deschizi, n-are cum să te afecteze. Dacă ai deschis din momentul ăla, nu prea te poți face că nu vezi. Știi din ce sunt făcute poșetele la interior, nu? Din ce? Materie neagră. E o întreagă galaxie într-o poșetă acolo, adică ai șansele să găsești o altă poșetă. Da. Eu sunt convinsă că orice femeie e de acord cu faptul că într-o geantă este viața noastră întreagă. Universul, da. Exact. Știi că odată a fost trimis un om într-o poșetă? Da, și s-a mai întors? One small step for man. One... Un pas mare pentru omenire. Acum o să-l trimitem și noi, să profităm de dimensiunea colegului nostru Ciuclaru. Este apt pentru a intra cu totul într-o poșetă. Sperăm să putem să-l recuperăm de acolo ca Alice în Țara Minunilor. Dar n-ai voie ca bărbat. N-ai voie. Bărbații nu n-au. Trebuie să ceri voie, să... Uite, îți cerem voie, Bea. Cerere... Nu, umblu eu în poșeta mea. A umbli tu? Da. Ok, dar nu te... Fii atent. Hai, facem următorul experiment. Okay. Și-l facem și cu doamnele care ne ascultă la această oră. Umblăm în poșetă, scoatem câte un obiect de acolo, dar nu ne uităm. Adică băgăm mâna și vedem ce... Asta extragem, ca la extragere. Păi, asta e un pic, pentru noi e foarte ușor. Mm-hmm. Eu niciodată nu mă uit în poșetă și aleg lucrul de care am nevoie după pipăit. Dar ne lași să... Să pipăim. Păi, nu, extragem. Scoate-a. Eu scot. Stai. Ok. Doamnelor și domnilor, un experiment radiofonic. Așa. Marca Digi FM. Colega Bea pune la bătaie poșeta ei. Mm-hmm. Și noi vom descoperi obiectele la care nici nu te gândeai că se odihnesc acolo. Uite, acum o să scot un... Stai. Deci nu mă uit, da? Stai să-l imit eu pe magicianul Robert Tudor. Băi, Dani! Băi, acum! Iasă din poșeta! Ce? Un încărcător. Dar nu e un încărcător, e doar un... Dar ștecherul. Da. Nu știu ce am făcut cablul? Cu cablul. Nu l-ai. E pe aici, pe undeva. Bun. Așa. La prima probă... Dar nu te gândești în cap pe un ștecher acolo. Ia să vedem. Acum. Mamă, extragere. 6 din 49. Căștile. O anvelopă. Căștile. Ce căști? Căștile pentru... Bine, telefon. Uite. Vreau ceva mai interesant. Da. Scoatele. E interesant. Deci nu se uită Bea, să spunem treaba asta, doar extrage. Balsamul de buze. Un fier de călcat. Hai să vedem. Balsamul de buze. Strugură este celebru, da, nu? Da. Foarte util în această perioadă, când vine frigul. Bine, n-avem frigul, dar când o să vină frigul? Următorul obiect extras este? Este, spiritul. Mai ai spirit la tine? Normal. Că tu n-ai făcut COVID, corect. Da. Deci tu vrei. Doamne ferește. Așa. Mai scot? Cum mai am? Da. Știm că mai următorul Andromeda. Următorul obiect extras. Șervețelele umede. Ta-da! Ok. Da. 031-400-2929 dacă vreți să faceți o extragere din poșeta dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, vă așteptăm la numărul bine cunoscut. Îl repete, 031-400-2929. Mai scot? Da. Rog. Pastile. Oh, oh. Pastile. Ai și rețetă? Pentru astea n-am nevoie. Sunt suplimente. Știm noi mai bine ce să luăm. Și a doua folie. Dar văd că sunt pastile. Întregi, nu-i pastile. Bea, ia pastile. Ia-ți pastile. Ia-ți pastile. Acum nu mă doare nimic. Ne-am dorit de mult să zicem. Fată, ia-ți pastilele. E bine că le ai. Nu ești tu când. Dar ia-le. Așa. Elasticul de păr. Păi când îl folosești? Că tu nu-ți prinzi părul. Mhm. Ce caut acolo? E al tău? Îl mai folosesc și eu din când. Da. Nu e al lui Iulian, nu? Nu, nu. Cum ar fi? Nu știu. Pe vremea când... Da. Așa. Juca elastic. Crema de mâini. Ta-da! Wow, deci aici e chiar o cremă mare. Eu aș fi scris pasta de dinți, dacă mă luai repede. Nu, e o cremă, crema de mâini pentru hidratarea mâinilor în sezonul rece și nu numai. Și hidratarea mâinilor, mai ales după ce folosești spiritul sau dezinfectantul care îți usucă mâinile. Da, și de-aia merge emisiunea ca unsă. Și șervețelele uscate. Wow. Care să le bată pe alea umede. Da. Da. Mai scot? Cum mai am? Da, te rugăm, avem lucruri mai interesante. Ce crezi că facem până la 10? Uite, încă niște pastile. A, uite, deja e folia. Dar câte... Păi, din pastilele astea trebuie mereu să am stoc, pentru că sufăr de migrene și am nevoie. Mm-hmm.
Hai să mai extragem de acolo. Dar bani nu ai? Totuși. Dezinfectant. Păi stai, mai avut și spirit și dezinfectant. Păi da, trebuie să fiu pregătită pentru orice situație. Da. Așa. Ok. Portofelul. Așa, hai să ne uităm un portofel. Aici adoram. Vreți să ne uităm un portofel? E foarte mare. Păi, eu n-am văzut portofel atât de mare la nimeni. Da, hai să vedem. Are bani. Cel mai mare portofel. Bani. Cash, cât cash? Ai bani. Așa. Ai și lei și euro sau doar lei? 30 de lei și de ăștia adun leu. Aia adun leu. Nu-i mai număr, nu? Nu-i mai număr. Ok. Carduri. Atâta în cash. Carduri. Cardul unainte, nu zic. Da, da. Așa, ăsta de salariu. Așa. Ăsta e al lui Iulian, cardul. Corect. E bine că stă la tine. Și ăla e. Da, mă, e și păi copilul pe el. Păi, tata, pe telefon. Așa, e, are dreptate. Așa. Așa, să ajungem la alea de farmacii. Da, așa, tu ai de asta. Bun. Hai să ajungem la cardurile de... Uite, mă, are cardul de sănătate. Lea, nu cred așa ceva. Și am, da, cardul am de sănătate, cardul de sănătate, mă. Normal. Și cardul de la farmacii, eu deja trag cu ochiul acum, nu e corect, dar asta e. Nu e problemă. Două carduri de farmacii. Da. Ai scăpat ieftin cu două. Trei carduri de așa? Da, mă gândeam că... Așa, atât carduri vrei de farmacii. Vrei să trăiești mai mult? Și de acolo, patru de farmacii. Dar ce ai acolo? Mai ai, ce ai, dolari acolo? Cinci. Ce ai? Ai dolari? Eu umbli cu valută? Are valută, are un dolar, mă, ca să poartă noroc. Una de un dolar și una de doi dolari. Dar toți avem chestia asta. Și eu aveam într-un portofel, acum nu mai port. Chiar am funcționează primit de la asta? Tatăl meu. Da, funcționează asta, să ai un dolar în... Bine, acum ai 5 lei, chiar... Știi câți ani au dolari ăștia? Au 14 ani. De când erau, deci chiar erau valută. Uite, mai am niște pastile și aici, vreți? În portofel? Mm-hmm. Da, sunt alea mititele. Ah, ce drăguț. Lei de drag. Am șervețele pentru ochelari. Da, sunt bune alea. Da, mm-hmm. Așa. Ești ok, n-ai nimic... Mai am niște bonuri. Mm. Ia, așa. De unde ți-au rămas? Uite, o rețetă de la farmacie. Doctor. Farmacie, hai că ușor. Uite, așa. Un bon, ce am cumpărat aici? Oglindă. Oglindă pentru baie am cumpărat. Oglindă cu iluminare LED. Se sparge mereu. Asta înseamnă 7 ani de ghinion. Nu se sparge, am luat pentru credeam că asta faci tu, nou. Că e oglinzi. Da. Încă o rețetă. Uite, nu, 2 lei. Da. Am mai găsit 2 lei. Bravo. Și acolo niște notițe. Ce? A rămas o copiuță de când erai la școală? A, nu. Este codul de utilizator pentru o aplicație la bancă. Și pinul unde l-ai pus? Nu, că pinul îl știu. Ea nu naște. E scris pe spatele cardului. Pe spatele cardului. Am niște iconițe. Da, Doamne ajută. Ok. Așa. O carte de vizită. A cui? De la hotelul unde am fost noi la Covasna. Da? Da. Și să spartă noroc de acoți. Nu, dar poate am nevoie, poate mă mai duc acolo. Uite, card de la un supermarket. Bravo, ai puncte? Nu știu, că nu l-am folosit niciodată. Trebuie păi și de ce îl ții? Nu știu. Dar n-ai niciun obiect mai ciudățel așa? Adică o chestie care... Ceva să zicem, băi, dar cum ține da, așa? Ba da, permisul de conducere, nu știu de ce îl țin după mine, că nu-l folosesc. Numai în poșetă. Dă-mi un pic permisul. Vreau să vă permisul tău de conducere. Sigur că da. Uite, soția mea are mereu expirat. Pun pare mereu un imbus. Nu e expirat, pentru că l-am schimbat când mi-am schimbat și numele. Păi de ce l-ai schimbat, dacă nu-l folosești? Carb Ghiciov scrie. Da. Da. Oh, până în 2031 poți să nu conduci liniștit, uite. Da. E valabil. Și uite, mă, n-am nimic de fii gres. Atent, bea a luat carnetul în 2009, mă. Da. Poți să-ți deschizi firmă de taximetrie. Bravo. Și să cheme Car Ghiciov. Car Ghiciov, da. Sau îți faci bancă. Ce frumos. Car Ghiciov. Uite cum caut acolo. Bravo. Mă mai uit, poate e ceva amintiri interesant, ceva? Dar nu e nimic. Poze cu noi, nu ții în portofel cu mine, cu ciuclarul? Da, na, un medalion. Cu soțul meu și aș ține cu... Da, cu soțul cui? Această incursiune în poșeta colegii v-a fost oferită de... Și gata, ne oprim aici sau mai gata, ceva în geantă? Nimic ciudat în poșetă? Nimic, mă, ceva ciudat. Ți-am zis, uite, soția mea are un imbus mereu. Un imbus? Da, mai repară bicla lui. Nu, n-am nimic ciudat. E totul la vedere. Totul la vedere, bravo, bravo pe ea. Foarte frumos. V-ați liniștit, gata? Nu, Peteți, nu chiar. Nu faceți o emisiune cu o persoană ciudată. Dar cât de mare e geanta aia, întreabă cineva. Este. E un rucsăcel. Uite, bună dimineața, Digi. Acum am în geantă biscuiții fetei mele. Cred că stau de vreo săptămână. Da, mamele au mereu ceva bun. Ceva de rânțăit. Nu? Da. Așa e frumos. Te întreabă cineva, e poșetă sau e valiză? E un rucsăcel, dar și Bogdan Miu are rucsăcelul după așa el. Așa e. Păi și el. Și nu vrei să căutăm și rucsăcelul tău? Ba da, sigur. Că mare lucru nu am, deci nu. Da. Îți zic de pe acum. Ca și la mine. O să vedem.
Hai să vedem. Zic, deci chiar e gol. O să vezi, păi am două lucruri. Păi și atunci de ce fii cu el păi după tine? Păi așa, pur și simplu. Deci am portofel. Așa. Da? Unde portofel? Uite mă, portofel decent. De da, portofel. Carduri. Da. Da. Carduri. Permis de conducere. Cash. Ai cash la tine? Am cash. Permis de conducere. Sperăm să rămână aici la mine, să nu plece prin alte părți, că am săptămâna asta o zi importantă. Ia, uite mă, semnalizatorul așa de la mașină era la el în portofel. Așa, așa. Am și cash, am scos de dimineață, altfel n-aveam. Ok. Și am cheia de la casă. Și fără o cheiță, n-ai niciun breloc. N-ai un breloc. Și am o altă cheie. De la mașină. De la mașină. E viața ta. Uite, acolo. Și cu trei culori frumoase. Da, da, da. Roșu, albastru, da, închis. Și trei litere, deschis. Știm. Hai. Așa, exact. E foarte șocant. Ai cheia de la casă. Cheia de la casă e o cheie fără nimic. E o cheie, e cheia de la casă. Da? Dar fără... n-are un breloc? Păi de ce să aibă un breloc? Și n-ai alte chei, cum se obișnuiește. Păi ce altă cheie îmi trebuie? Păi de la pivniță, de la... Care le-am în mașină. Am telecomandă. De la interfon? Păi cartele? Știu codul? Da. Da. Doamne, asta-i eu am, deci, eu am light, două seturi light. De chei. Am două seturi de chei seturi. Și sunt niște șomoioage. Da, așa se poartă. Dar ții soțul sub cheie sau cum? Nu, eu un set de chei de la părinții mei. Și un set de chei de aici, de unde stau în chirie. Și urmează să vină și setul de chei pentru apartamentul. Trebuie să simplifici viața. Da. Să simplifici viața. Bogdan, tu ce ai în buzunare? Eu am în buzunare. Zine în buzunare ce ai. Eu nu, eu aici mă, dar nu cred așa ceva. Ce? Cât ai? 2 lei. 2 lei? 2 lei? Punguța cu 2 lei. Am avut 5, dar mi-am luat cafea. Și n-am cardul. Asta, unde ții glumele, mă? Că multă lume se întreabă. Unde ții, dacă îl scuturăm pe n-am cardul. Cardul e pe telefon, Bogdan. În afară de ăla de pe păi, telefon. Păi, dar ce-ți mai trebuie fizic? Nu-ți mai trebuie fizic dacă l-ai pe telefon. Bine. Și, da, telefonul, eu mereu îl țin în buzunar. Și gata. Gata? N-am, eu n-am poșetă, n-am geantă, n-am... Bea, vezi ce simplu la băieți. Da. Un dar telefon, și n-am un portofel. N-am deschis ăsta micu. Așa, mă, de casă. Băi, și când credeam că am terminat. Un cârtoș colac. Nu, cartela. Am o baterie pe care... Stai așa, deci trebuie să vă zic povestea cu bateria. Asta este de la mouse-ul de la muncă. Corect. Și am schimbat bateria, dar pentru că eu vreau să reciclez bateria... Am băgat-o aici în O reciclez, da? Deci o reciclez în rucsac. În rucsăcel și am uitat să las la centru de reciclare. De baterii. Da. Ea se depărtează încet, încet de planeta noastră. Adică tot ce bagi în poșetă se duce într-un univers paralel și se reciclează acolo. Da. Deci, așa, mai am niște rujuri. Deci colega câte noastră. Rujuri? Am un SPF. Da, foarte am util. Am două rujuri. Că noi n-am înjurat pe nimeni aici. Doi. Am gumă. Vreți gumă? Nu. Cheile. Uite, un set de chei. Da. Și un breloc cu Joy și un breloc cu o filă de calendar pe care este încercuită data de 20 noiembrie, ziua în care eu cu Iulian ne-am întâlnit prima așa dată. Așa este, la un cera fast food. Mm-hmm. I-am făcut ITP-ul. Vezi că nu ne-am întâlnit într-o stație de autobuz. Da? Bogdan. Okay. Bine. I-am făcut ITP-ul la poșetă. Trece. Da. Niște brățări. A, ace de siguranță. Vreți ace? Pentru? Nu știu. Le-am avut la nuntă. Mm-hmm. Și-ți poartă noroc sau de ce le ții? Am uitat de ele, le-am uitat aici. Bă, în loc să țin geantă, bani de la darul de nuntă, ții acele de siguranță. Terminat, ce să mai țin. Îți mulțumim, Bea, că ne-ai lăsat să intrăm cu totul în poșetuța ta. Așadar, colega noastră este o colegă model. N-am scos tot, nu. Colega noastră nu bea, nu fumează, traversează doar petrecerea de pietoni, nu bea cafea. Ați sunt auzit? Aproape exemplu perfect. Reciclează baterii. Da. Dacă n-aș certa oamenii, aș fi perfectă. E fidelă. Da. Da. Mm-hmm. E un om bun. Aproape. Aproape bun. Da. Cu migrenele. N-a făcut COVID. Măi, n-a făcut COVID. Migrenele. Da, mă, de acolo, hai să avem le și migrene. Le face ca să nu facă COVID. Când vine COVID-ul, găsește migrene. Mă doare capul. Da, am 3 folii de medicamente pentru migrenele. Da.